Bună seara și bun găsit! O nouă ediție specială, o ediție specială promisiune. Promisiune din partea mea și o promisiune din partea invitatului nostru special din această seară. De acum o lună, cred eu, mai mult de o lună, 9 iunie, cred că făceam o emisiune, alături de Andrei David Vlad, cu ocazia faptului că a fost primul pe țară la Olimpiada de Biologie. Și vorbeam despre viitorul eveniment, Olimpiada Internațională de Biologie, fiind calificată în lotul României, care a participat zilele trecute în Armenia. Și cred că de vreo două ori așa, Andrei, te salut. Din nou, bine ai revenit în studioul nostru. Bună ziua, mă bucur să fiu aici din nou. Cu această medalie deosebită la gât, felicitări, bronz la Olimpiada Internațională de Biologie. Felicitări încă o dată. Mulțumesc. Știi că atunci, în emisiunea trecută, vorbeam așa, tu spuneai de șanse, de așa, am zis că te aștept cu o medalie, indiferent, sunt convins că vei avea o medalie aici când vei reveni în țară și iată că ai reușit. Cuvintele din partea mea sunt de prisos, mi-au plăcut astăzi foarte multe aprecieri din partea doamnei director de la HDU, din partea profesorului tău îndrumător și a fost un eveniment emoționant pentru tine, am văzut. Pentru că astăzi, ieri ai revenit în țară, da. Iar astăzi te-ai bucurat de o festivitate în amfiteatrul de la HD. Așa o să vorbim despre experiența ta din Armenia, o să vorbim de planurile tale, dar mai mult o să vorbim despre tine, pentru că, așa cum spunea astăzi doamna director, caracterul tău, de care mi-am dat seama încă de când erai șef de promoție de gimnaziu, caracterul tău este cel care primează. Iar această medalie nu este întâmplătoare. Tu îmi spuneai că ai fost surprins că ai luat primul loc la Olimpiada Națională de Biologie, Andrei. Acum tot atât de surprins ești? După cât am muncit, nu pot spune că sunt chiar atât de surprins, dar după ce au fost niște probe destul de grele, mă dezamăgiseră puțin probele, dar mă resemnasem. Măcar bronz să fie. Și bronz a fost. Și e foarte bine așa. Că inițial mă gândisem poate bronz, poate argint, că nu știam chiar cu adevărat cât de grele sunt într-adevăr probele, dar am descoperit cu timpul și am realizat că bronzul este excepțional, este excelent. Alături de tine, tot așa, medalie de bronz au luat încă doi colegi. Da. Da, din lot. Da, și încă cineva care nu a reușit medalia de bronz, dar participarea este deja un lucru excepțional. Este evident. Între primii 260 de biologi din lume este un lucru impresionant. Este, da, și chiar dacă nu e medalia cu punctaj, da, poți să te clasezi undeva. Între primii 260 din lume e uitor. Este ceva, da, este într-adevăr. În continuare mi se face piele de găină, sincer, uite, dacă nu mă crezi, tu vezi foarte bine. Nu, că sunt miop și mi-am crescut dioptriile între timp. Dragul meu, Andrei, eu am foarte mulți, eu sunt fan tineri care nu neapărat să zicem că au premii sau așa, dar care sunt deștepți, isteți. Tu ești unul dintre ei. Sunt fanul tău, adică fără doar și poate. Și astăzi, la festivitatea de la HDU, m-au cumprit și pe mine multe emoții. Ești un adolescent foarte emotiv, dar cu emoții din alea constructive despre care vorbeam data trecută, tu îmi spuneai așa, întrebându-te, dar zi-mi și mie acolo că noi cu biologia, poate în profunzimea ei, nu ne pricepem, că acolo nu e vorba de mamă, ți-a pus o broască în față sau o foiță de ceapă și gata, hai, fă ce trebuie. Nu, acolo e ceva la un nivel avansat, mai ales la nivel internațional. Și tu îmi spuneai că tu uiți subiectele, da? Că te concentrezi efectiv atunci când ești în competiție. Și aș dori acum, că e proaspătă totuși această competiție, să ne spui așa câteva dintre subiectele pe care le-ai avut și din teorie, dar și din partea practică. Da. La practică am avut patru subiecte, patru probe. Ce mi se pare foarte interesant la Olimpiada de Biologie este că ne împart în patru grupe. Fiecare lot are patru membri și ne împart în patru grupe. În prima zi ne-au dat fiecăruia câte un halat și un tricou pe care să-l purtăm la probe.
Iar hatele aveau diferite culori, la guler și la mânecă, nu știu cum se cheamă partea aceasta de capăt de mânecă. Unele erau albi, unele verzi, unele roșii și unele portocalii. Și în funcție de aceasta ne duceam într-o anumită parte a zonei de examen. Era o sală foarte mare, cam e sala sporturilor la noi în Buzău. Da, am văzut, da. Și v-am văzut acolo niște poze postate, erau pe site. Pe site-ul oficial, da. Erați acolo, scria România frumos. Da, fusesem în recunoaștere cu o zi înainte să ne uităm orientativ cam ce ar fi, să ne facem niște idei. Nu ne-au ajutat ideile. Pentru că am adăugat în ziua următoare materiale fără număr acolo. Da. Și era împărțită sala în patru zone. Și fiecare echipă, fiecare grup de câte 60 și ceva de elevi, nu mai știu sigur câte țări, în jur de 60 și, dădeau o anumită probă. Și mergeam practic în rotație, mergeam și fiecare dea o altă probă. N-au voie să comunicăm cu echipierii noștri pentru că ne spuneau ce probe erau, ne-au ținut în suspans. Foarte tare, deci era un fel și de joc din ăsta antrenant, așa, adică vă puneau la probe și bun, și ca teorie ce aveți de făcut? Încep să vorbesc despre probe acum. Da. Prima probă pe care am dat-o eu a fost cea de plante și probabil cea mai nasoală dintre toate. În limba engleză, evident. În limba engleză și în română. Primeam și era tradusă în română. Subiectele și originalul în engleză și varianta tradusă în română. Numai că la noi, la unele dintre subiecte, s-au pierdut traducerile, deși profesoarele au lucrat ore întregi, 8 ore ne-au spus că au lucrat. S-au pierdut traducerile. Încă un dezastru organizatoric, au fost multe, dar trecem peste. O să vorbim și despre aceste. Și au fost traduceri, probabil Google Translate puse, că erau foarte multe dezacorduri la un moment dat. A, am înțeles. Dar am folosit oricum varianta în engleză mai mult. Păi asta știu că ești foarte bun și la engleză. De altă dată ai 10 pe linie în continuare. Da. Șef de promoție cu 10 pe linie la școala 11 și la HD-ul primit de Ana 9 și 10, 10 pe linie. Continuăm. Și ai avut despre plante, nu? Da. Și anume? La prima parte am avut de analizat fotosinteza în funcție de cu ajutorul unei substanțe care trebuia să se decoloreze de un albastru intens, trebuia să se decoloreze pe parcurs ce avea loc fotosinteza. Numai că am avut probleme cu ambele substanțe, că aveam de folosit două substanțe în afară de frunze. Una ca să extragem clorofila, numai că la unii ori era prea creioasă ca să fie folosită, la alții era, inclusiv mine, era înghețată, efectiv, era înghețată. Ei, și trebuia să găsești soluția potrivită. Trebuie să o sparg, n-a mers. Da, n-a mers. N-a mers. Nu, proba aceea n-a mers, apoi am avut de identificat ce tip de plantă este în funcție de structura tulpinii. Aveam planta și nu trebuia să facem secțiune transversală, adică perpendicular pe plantă și să punem microscop să ne uităm. Asta a fost mai greu, pentru că nu o să lasem cam la moderat și am încercat să fac cu bisturiul. Sfat, niciodată să nu se facă secțiune prin plante cu bisturiu, că nu este cum trebuie. Bun, și cu ce ar fi trebuit? Cu o lamă de ras. Da. Lamă de ras, pentru că e mult mai subțire. Ai descoperit până la urmă planta? Nu, am făcut ochiometric. A, și ai ghicit-o? Încă nu s-au afișat baremele, se afișează peste 2 ani. A, peste 2 ani. Da. Ce mai contează? Asta, cu peste 2 ani nu este o glumă, așa se face la o... Da, la îmi dau o... seama. Da. Cei mai recenți 2 ani se pot fi accesați doar cu parolă, doar de către participanții în anul respectiv. Bun, și acum dacă tot... Facem o paranteză. Dacă există etapa de contestație... Nu se pot face contestație aici. Deci nu există contestație. Nu există. Pentru că asta e o regulă a olimpiadelor internaționale. La biologie cel puțin, La biologie cel puțin. De celelalte nu știu. Am înțeles. Pentru că oricum deja discută profesorii în țara ta cu profesori din Comisia Internațională. Și dacă și din discuțiile astea este ceva discutabil, și deja după e grav. Aia 2 ani când vei... După aia 2 ani doar să știm orientativ. Orientativ. Dacă adică ne mai amintim ce am făcut. Întorci. Adică, domne, stai așa că eu am ghicit, dar... Bun. Următorul pas. Și tot la plan am avut și ceva de statistică. L-am făcut, zic că l-am făcut destul de bine. Apoi eu m-am dus la o probă care spunea zoologie și sistematica animalelor. Ne-au pus în față 4 pești, noi să identificăm speciile. Dumnezeule, și câte specii de pești sunt pe planeta asta? Da. Nu ne-au lăsat de unii singuri, nu chiar de unii singuri. Așa. Ne-au dat ceva numit cheie dihotomică. O cheie dihotomică este un șiruie de afirmații cu teză și antiteză, adică o afirmație și contrarul afirmației. Am înțeles. Punctul 1 are varianta A și B. Dacă varianta A este corectă, spune unde să te duci, adică la ce pas să te duci. Dacă varianta B este corectă, și asta înseamnă că A-ul este greșit, te duci unde spune B-ul. Și tot așa până ajungi la specie. De exemplu, 1, A, peștele are solzi argintii. Mergi la 2. B, peștele nu are solzi argintii,
mergi la 3. 2 și 3 sunt practic două ramuri ale arborului posibil și se tot ramifică până ajunge la nivelul de specie. Bun, am înțeles. Deci, și o chestie de logică. Și de logică. Și să și observăm caracterele la peștii respectivi. Și i-ai identificat? Nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar nu prea m-am descurcat. Ori asta, ori nu mi-a înțeles calculatorul scrisul. Am înțeles. Că foarte multă lume a pus ca mine. Ori foarte mulți am greșit, ne-am încurcat, ori a fost ceva problemă calculatoare, o corectare. Pentru că corectarea a fost făcută pe calculator. Am scris rezultatele pe o foaie de răspunsuri tipizată, le-au scanat, a dat calculatorul punctajele. Am înțeles, era acolo. Și eu care am și scris urât. Și probabil. Eu care nu mi-am înțeles câteodată scrisul dat pe calculatorul. Bun, mergem mai departe. Foarte interesant. Apoi am avut pauză de masă, în care, bineînțeles, am avut voie să ne întâlnim cu compatrioții noștri. Da, deci asta e chestie, da. Bun. Bine, la un moment dat ați fost cu toții, bănuiesc. La un moment dat, după probe. Bun. După cele 4 probe din prima zi și după cele 2 probe din următoarea zi. Dar fiecare, uite, de exemplu, deci fiecare concurent a avut același lucru de făcut, nu? Până la urmă, da. Chiar dacă separat. Bun. Apoi eu am avut proba de biochimie. Acolo am descurcat destul de bine, pentru că știu de la unul dintre profesoarele care ne-au însoțit, că eu și cu un coleg am avut cel mai mare punctaj dintre noi românii la proba aceea. Biochimie. Am avut de analizat activitatea unei enzime în funcție de o anumită substanță pe care o produce. Enzima aceea a luat două substanțe și le transforma în alte două substanțe. Unul dintre produși absorbea un anumit tip de lumină și doar acel produs absorbea lumina aceea. Cu cât mai mult se sintetiza produsul ăla, cu cât mai intensă era activitatea enzimei, cu atât mai multă lumină din aceea absorbea. Și aveam un dispozitiv numit spectrofotometru în care puneam într-un vas mic de sticlă o parte din lichidul de reacție, îl puneam acolo și îmi spunea efectiv câtă lumină absorbe, cât la sută din lumina aceea absorbe. Noi trebuia să pregătim amestecul de reacție, puneam în spectrofotometru și în 15-15 secunde notam absorbanța. Cu cât se sintetiza mai mult, cu atât creștea. Și noi vreau să notăm timp de 2 minute, o dată la 15 secunde, asta ar veni, cred că, 8 măsurători, nu? Da, 8 măsurători. Da. Și apoi să facem un grafic și să calculăm lucrurile pe baza graficului. Și atunci să facem acest lucru de 3 ori, o dată în condiții normale, de 2 ori în prezență de substanțe care încetineau procesul și să comparăm cât de tare încetineau procesul cele două substanțe. Proba aceea a fost chiar distractivă. Și aici, deci, până la faptul că a fost distractiv, te-ai descurcat perfect. Nu perfect, am avut câteva greșeli, dar a fost foarte bine, a fost mai bine. Da. Și apoi am proba de bioinformatică. Bioinformatică, lucrăm pe calculator în domeniul biologiei. Am avut mai multe lucruri de făcut. Unul dintre ele, să analizăm o cale de semnalizare în celulă. O substanță activează o substanță care inhibă o substanță, care activează o substanță, care activează nu știu ce proces, ceva să facem adică efectiv. Un lanț din asta, da? Da. Da. Și erau, de fapt, mai multe lanțuri care porneau de la o primă reacție. Și noi ne descriau pe foaie și noi trebuia să facem pe calculator. Pentru că aveam făcuseră un program special în care aveam substanțe, toate substanțele implicate. Și puteam să facem săgeți de la una la alta. Și în funcție de ce săgeți, era ce proces avea. Activare, inhibare, disociere, alte lucruri din acestea. Și noi trebuia să realizăm schema aceasta. Apoi, după ce confirmam că am finalizat, ne dau ei schema corectă și trebuia să lucrăm pe baza schemei corecte cu câteva întrebări. A fost interesantă partea aceea și apoi am avut de aliniat secvențe de nucleotide. Ne dau niște cod. Nucleotidele sunt părțile care compun ADN-ul, materialul genetic. Bun. Și după cum se înlănțuiesc, codifică proteine. Și noi trebuia să analizăm, să vedem cât de mult se aseamănă între două specii, de exemplu. Dacă se aseamănă, două secvențe, înseamnă că sunt destul de apropiate unele de altele. Adică două... Deci era vorba de o comparație, dar pe calculator exact. Tot se făcea asta. Totul pe calculator, pentru că este foarte greu de făcut de mână, de comparat miliarde de... Ce fac de la criminalistică, îmi imaginează, nu? Da, cam exact. Asta fac ei, de compară... Da, acest lucru. Numai că ei mai trebuie și să preleveze mostrele și să le secvențieze. Noi le aveam deja secvențiat. Voi le aveți deja... Aveam deja secvența. Și te-ai descurcat bine și aici? M-am descurcat bine și aici. Nu am fost primul dintre români la proba aceea, dar m-am descurcat bine. Și asta a fost tot? Asta a fost practica.
Practica, bun. Am avut 4 examene, câte o oră și jumătate fiecare. 6 ore de examen în turna dintre zile. Da, ați mâncat bine? Ai putut să mănânci? Da, am mâncat bine, da. Ai putut să mănânci? Deci, mai ales după proba cu peștele. Da, au peștele și apoi masă. Arătau bine peștele? 2 mici ca niște hamsi. Ce poftă de hamsi mi-a făcut. Se scrie acolo hamsi, cum nu știu cum să zice în engleză. Nu erau hamsi. Nu erau hamsi. Dar ce-ar fi fost aia? Nu știu nici eu. Asta trebuie să aflu. Așa și erau 2 mai mari și semănau cu somonii. Erau înrudiți cu somonii. Am înțeles, da. Dar trebuia să spui specia, adică. Dar trebuia să spune specia, urmând cheia aceea. În aici au ei numele specie, dar nu am reținut. Nu știu dacă am ajuns unde trebuie, dar la unul dintre ei sigur am ajuns unde trebuie. Bun, deci de mâncat am zis că ai mâncat bine. De dormit am dormit. Bun. Binișor. Bun. Și probele teoretice. Au fost 2 probe de câte 3 ore fiecare. 50 de întrebări fiecare probă, pe total 100 de întrebări. Cu itemuri? Da, 50 de întrebări, adevărat sau fals. Fiecare întrebare avea 4 puncte cu o afirmație și noi trebuia să spunem adevărat sau fals. Grele? Ne dea un text kilometric, noi trebuia să înțelegem ce era acolo, pentru că n-aveai cum să știi dinainte aceste lucruri, îți spuneau informații noi. În 2022, acum 3 zile, au descoperit o nouă substanță care în plante are nu știu ce funcție. Și pe baza acea substanță, noi trebuia să răspundem. Are efecte asemănătoare cu nu știu ce, adevărat fals. Nu știu, adevărat. Am înțeles. Deci 100 de întrebări cu 4 sub-întrebări, deci în total 400 de întrebări la teorie. 400 de întrebări. Mm-hmm. Asta înseamnă internațională. Da, și a fost din foarte multe domenii ale biologiei. Cam cât crezi așa că ai făcut ca procent din toate astea? Nu știu, dar ținând cont că am fost primul dintre români ca punctaj, primul dintre cei 4 în România, am făcut foarte bine la teorie, pentru că doar la biochimie am fost primul, egalitate cu cineva, la restul nu am fost primul, mă rog, n-am fost nici ultimul, dar n-am fost primul. Asta înseamnă că pentru a-i depăși pe ceilalți, trebuie la teoria să o fac foarte bine. Bine, înțeleg că și procentul ăsta, partea practică, partea teoretică, da. Procentele de la cele 2 probe au cântărit diferit. Da, au fost 4 probe practice, fiecare de câte 100 de puncte. Deci, în total, practic, avea 400 de puncte. Au fost 2 de teorie, fiecare cu 50 de întrebări. Fiecare întrebare un punct, deci, în total, teoria avea 100 de puncte. Practică 400, teorie 100. Am înțeles. Bun, deci, înțeleg așa, că ai început așa un pic... chiar te-ai și supărat un pic așa pe dificultatea subiectelor cu peștea 4 la fel la primele probe practice, după aia a început să fie din ce în ce mai bun, să le rezolvi. Să reușești, da? Până la urmă să ajungi și iată să iei și medalia de bronz. Te rog. Da, toți cu care am vorbit între probe, că am vorbit cu foarte multă lume din alte țări, mai ales între probe, toți ceilalți cu gulerele de aceeași culoare cu al meu, pentru că doar cu ei aveam voie să vorbim atunci, și toți au fost dezamăgiți, demoralizați, rău de plante. Da, uite, bă, ce a picat aici, da. Deci noi am început cele mai grele 2 probe. Unul dintre români, adică cei cu gulere portocalii, cred, au început cu biochimie, acum cu bioinformatică, și apoi le-au trântit peștele. Am înțeles. A, deci nu era o cutumă, adică să zicem, domnule, asta e ordinea, e bătută în cuie, nu? Așa, deci v-a mutat în așa fel încât... Da, ne-a mutat astfel încât să nu ne întâlnim și să facem toate probele până la urmă. Bun, și până la urmă v-ați întâlnit. Și până la urmă, la final ne-am întâlnit. Cei 4 v-ați întâlnit, da. Cei 4 români, da? Da. Și? Eram terminați psihic, puteam doar să râdem și să urlăm. Deci, efectiv, eram obosit. Și la ce oră era asta? Ne-au și amânat probele, ne-au și... Ne-au și dat pauze foarte lungi pentru că era spre seară, așa sau cum? Da, chiar nu știu ce oră era. Cred că au trecut vreo 10 ore de când ne trezim. Cred că pe la vreo 5-6, exact, așa. Da, îmi dau seama că a fost cam toată ziua de nebunia asta. Am pornit. Și când a fost, practic, sâmbătă, vineri, când a fost? Am sosit luni, cred. Sau marți. Cred că am sosit marți. Nu, am sosit luni. Marți am avut excursii. Miercuri ar fi trebuit să dăm proba practică. Joia ar trebui să avem excursii, numai că am inversat miercurea și joia pentru că au probleme tehnice foarte mari. O să vorbim și despre asta. Da. Deși miercuri iar excursii. Miercuri iar excursii, după joia. Ce ne-au ținut în hotel o zi. Și joia ți-a avut examenul propriu-zis.
Joi am avut... ideea da. Este că ne-au rotit două zile. Trebuia să avem practică, excursie, teorie. Am avut excursie, practică, teorie, fără zi pauză între ele. Am înțeles. Da. Da. Da, oftesc că am multe alte întrebări. Haideți să vorbim de problemele astea organizatorice, că au dat și astea bătăi de cap. Da, începem de la plecarea din România, nu cred că s-au găsit bilete de avion pentru a fi și la festivitatea de deschidere, așa că am sosit după festivitatea de deschidere. Dar cine s-a ocupat de biletele de avion? Ministerul, cred, măcar atât. Da, măcar deci atât, dacă nu ne-au... Dacă... Așa de bine s-a ocupat, a vrut ministerul, haide să-i ajutăm totuși cu ceva, să le luăm bilete de avion. N-am reușit nici aici. O să vorbim și despre partea asta. Bun, deci v-au încurcat, n-ați apucat să... Am auzit că n-am pierdut. N-ați participat la... Am auzit că n-am pierdut mare lucru. N-ați participat la festivitatea deschidere. Da, măcar am văzut pe aia de închidere. Acum aflu eu răspunsul de ce în toate pozele alea de la festivitatea deschidere nu vedeam în sală delegația României. Nu-l vedeam pe Andrei, nu-i vedeam pe ceilalți români, nu vedeam steagul României în sală. Bun, da. Deci ați ratat, grație Ministerului, festivitatea de deschidere. Am auzit că a fost foarte plictisitoare și când am ratat mare lucru. A fost plictisitoare. Așa au spus alte delegații. Au cântat, am văzut că pe scenă au cântat, nu știu, o operetă sau nu știu ce. Mă rog, trecem peste. Da. Dar era o festivitate de deschidere, voi trebuia să participați. N-am fost singurii care au lipsit, au mai întârziat și alte loturi. Am înțeles. Da. Au și alții ministerul educației lor. Bun, și... Festivitatea de deschidere, bun. Am ajuns, cred că, pe la 1 noaptea, deci totul bine. Unde ați fost? În ce oraș ați fost? În Yerevan, capitala Armeniei. Da. Apoi am văzut ziua următoare, tot a fost bine ziua următoare, în afară de căldura insuportabilă. Ați fost în excursie? Da. Ați fost în excursie? Da, ne-au dus prin oraș. Păi uite, hai să, dacă tot avem imaginile astea care rulează la începutul emisiunii, și să... Și ne spui cam... Bine, aici... Acesta a fost la festivitatea de închidere, înainte de... Da. Festivitate, da. Festivitate, da. Lotul de 4, în partea dreaptă este doamna Chiercheș, inspectoarea de la Cluj, în partea stângă doamna Podar, profesoară de la Facultatea Babeș-Bolyai, și central este ambasadorul României în Armenia. Am înțeles, deci a fost alături de voi pe perioada festivității, nu? Da. De închidere, practic, da? Da, aceasta este cea mai... de aceasta este o poză care putea fi mult mai bună, pentru că am făcut așa în grabă, pentru că... Putea să fie și ștearsă, că tot medalie de bronz rămâne. Da, nu știam cum să fac mai repede, pentru că aveam probleme cu internetul, că nu ar trebui să fie 300 de persoane conectate pe aceeași Wi-Fi și de asta erau probleme foarte grave, așa că am făcut-o cât am prins niște Wi-Fi și am trimis-o alor mii. Am făcut așa de în grabă. Așa au aflat ai tăi? Aflase dintr-un mesaj. Îl trimisese mesaj, dar mai mult nu, pentru că erau foarte scumpe, nefiind în Uniune. Da, așa e, și acolo se taxează. Aici, bun, lotul României și lotul Moldovei se pierduse pe drumul român și moldoven. Moldovenii ce-au făcut frații noștri de pisti prut? Unul dintre ei a luat bronz, ceilalți nu au reușit să ia bronz, ceilalți trei. Aici erai undeva, pe un munte? Da, eram într-o excursie la mănăstire, în mănăstirea care se chema Gherad. Nu mai știu sigur. În ziua când trebuia să dăm practica. Aici, mamă, ce aici? O biserică? Aici a fost foarte frumos. A fost un muzeu de manuscrise antice. Aveau atât de multe manuscrise antice. Era impresionant. Erau atât de vechi, atât de valoroase. Aici tot în zona tot aceea. Tot la mănăstirea aceea. Da. Da, în ziua când trebuia să dăm practicele. Pentru că trebuia în ziua următoare, după practice, să fim în excursia asta, dar ne-au protit-o. Bun. Aici, din nou, la muzeul de manuscrise, lotul de 4. Cei patru români, bravo. Da. Un buzoian, un brașovean și doi bucureșteni. Aha, bun. Da, oricum, vorba ta, facem o mică paranteză dacă tot am ajuns la echipa voastră. Aici, tot așa. Noi și moldoveni. Aici unde era? Nu mai știu sigur cum se numea locul. Încercau să imite statuile din spate. Era ceva muzeu de artă, parcă nu mai știu sigur exact ce era. Era frumos, era mors de căldură. Aici, la parcul de distracții, da, eram cu multe loturi. Elvețieni, rușitoare în astea? Eu nu. Elvețieni, olandezi, români, armeni. Deci v-ați și distrat pe lângă competiția în sine. Spuneam de voi, cei patru care ați reprezentat România. Asta a fost în prima zi când ne-am dus în recunoaștere. Nu mai să participi, să ajungi acum. Da, adevărat. Dar e o experiență uluitoare. E o reușită foarte mare. Medalie de bronz. Da. Bine, aici mai facem o paranteză. Uite, aici la Universitatea din Yerevan. Mm-hmm. Universitatea de stat.
A fost și o parte de proiecte de grup, grup internațional. Eu nu am intrat pentru că nu prea am avut timp. Și acolo ne-am dus să vedem proiectele, să ne prezinte proiectele lor. Ah, aici la aeroport. La aeroport, sosirea. Ce faină-i poza asta. E... Da, bine, de partea cealaltă erau părinții. Da. Apropiații, cunoscuții, evident, nimeni altcineva. Presă? Da. Nu. Nu, presă nu. Reprezentanța ai ministerului? Nu. Nu. Bun. Nu asta e problema, problema este cu pregătirea, că nu ne-au, așteptat, că nu ne-au asigurat pregătirea. De la început până la sfârșit au fost probleme, da, pe care și uite, fac un preambul că ai avut astăzi curajul de a spune public lucrurilor pe nume, tu în calitate de olimpic care a reprezentat România și care tu ai pus punctul pe i. Cu privire la minister, dar asta o să discutăm puțin mai încolo. Cu alte cuvinte, concluzionul, te-ai distrat? Da. Ai venit cu medalia de bronz. Da. O victorie foarte mare, olimpiada aceasta. Să le spunem și telespectatorilor că astăzi am râs așa bine, am trecut prin multe emoții văzându-te la festivitatea de la HDO despre care să vorbim. Spune-mi de momentul ăsta în care ai aflat. Da. Când ai aflat că, domnule, că ai luat medalia de bronz. N-am terminat problemele de organizare. Da, da, asta este inclus în problemele de organizare. Așa, bun. Colectarea computerizată a probei teoretice n-a mers, pentru că proba teoretică am dat-o direct pe calculator, într-un program am pus adevărat fals. Și nu au avut câteva bareme greșite, n-au reușit să le modifice, așa că profesorii au trebuit să le colecteze de mână. 400 de întrebări pe relev, 64 de elevi, cred, 64 de țări, așa inițial, nu mai știu câte s-au prezentat, 4 elevi pe țară, 400 ori 64 ori 4 dă extrem de mult. Poate că au avut și ei o armată de profesori. Oricum, într-un final au reușit. Într-un final, cu o oră înainte de festivitate s-a aflat clasamentul. Deci cu o oră ar fi trebuit, nu știu. Ar fi trebuit cu o zi înainte. O zi înainte, domnule, să știe. Uite, mâine vă invităm. Da, bun. Se spunea că vineri la 22 se termină... Sâmbătă la 16 nu era terminată. Da. Corectarea. Așa, și profesoarele care ne-au însoțit au văzut doar rezultatele noastre, doar punctajele 9-4. Ne spus că nu sunt foarte mari și dau dreptate, n-au avut niciun punctaj peste jumătate, peste 250. Asta nu știu cum a fost. Asta e de astăzi. Asta e de astăzi, da. Da, de astăzi. Ai fost întâmpinat de colegii tăi de clasă. Și tortul. Da. Bun. Și eu și m-au resemnat, nu luau nimic, aia a fost. Și când strigau bronzurile, eu stăteam în lejer, îi aplaudam și au intrat o dată, David, Andrei, Vlad. Tu ai fost primul care rostit numele din notul României, da? În mod normal, aș trebui să ia de la ultimul bronz la primul bronz, apoi primul argint, ultimul aur, primul aur. Dar au luat primul bronz, ultimul argint, primul bronz, ultimul bronz, primul argint, ultimul argint, primul ultimul aur. E că nu o să ia complet de jos în sus, le-au alternat. Așa, bun. Deci asta și ți-ai auzit numele. Deci asta am crezut că am fost ultimul dintre români, pentru că am fost primul stricat, dar nu am fost primul dintre români. Așa, și când am auzit numele, am sărit din scaun, am fugit spre celălalt, mi-a și scăpat telefonul. A trebuit să mă întorc, să mă aștept ghizi, să caut cu lanterne pe sub scaune. Asta să fi fost problema, că îți pierdeai telefonul, Andrei. Bun, și ai urcat acolo pe scenă. Unde toată lumea, evident, și tu ai primit aplauze. Da. Da? Cum ce ai simțit în momentul ăla? A fost super. Da. Deja mă resemnasem, deja cream că nu mai ajung acolo. Cine ți-a pus de gât medalia? Nici nu mai știu cine era. Era ceva... Cineva de la ministerul lor? Sau, directorul... Ministrul Educației sau ceva de genul, nu mai știu. Olimpiade sau cum Nu mai știu cine era, apare pe ecran chiar în momentul acesta. Da, ia uite ce... În dreapta mea era unul din Danemarca. Un mare zâmbet. Asta a fost înainte de festivitatea propriu-zisă. Am și dărâmat steagul, nu vorbim despre asta. Nu elaborez. Nu s-a prins asta în... Nu elaborez. Da. Bun, deci emoții mari, bucurie mare pe scenă acolo, medalie de bronz. Și apoi au strigat și pe ceilalți doi. Au fost foarte mulți de bronz, așa că ne-au strigat în trei ture. Da, și a fost un pic derutant. Da, festivitatea asta de premiere a fost urmată și de un chef ceva? N-a fost petrece, a fost recepție. Așa, o recepție. Ne-au dat să mâncăm aperitive. A. Asta e tot. Și să vorbim între noi, da.
Ai rămas un pic, bă, de ce pește erau aia? Deci o să afli peste 2 ani, de fapt, ce pește erau aia. Dacă la, an, sau... dacă la anul particip, primesc noua parolă. Dacă la anul ajung la intervenție, primesc noua parolă pentru subiecte și aflu la anul. Stai numai un pic, cum adică asta, Andrei, dacă la anul particip, stai că nu... Nu, dacă la anul vreau să ajung din nou la internațională, pentru păi, că o să fie competiție mare din nou. Ai, dragul meu, ai, pe bune, adică cum ai că dacă? Acum respectăm, nu că respectăm, continuăm tradiția, domne. Încercăm. Păi ce să facem acum? Continuăm tradiția și mai jos de bronz nu trebuie. Da. Eu știu că tu ești un băiat responsabil și ambițios. Voi încerca să continui. Dincolo de orice presiune care poate să vină din exterior. Și că vei ajunge acolo unde îți dorești și propui. Bun, asta despre experiența deosebită de la Olimpiada Internațională de Biologie din Armenia. Andrei, povestește-ne în ce condiții ai putut tu participa. Ai terminat această etapă cu brio, primul pe țară, la Olimpiada Națională. Ai fost selectat în lotul lărgit, apoi am fost selectat în lotul restrâns. Cei patru. Cei patru români trimiși, în ghilimele, da? De România, care au reprezentat România, la Olimpiada Internațională de Biologie de la Erevan, Armenia. În mod firesc, ministerul trebuia să vă sprijine în perioada de pregătire. Ce s-a întâmplat, Andrei? Nu s-a întâmplat. Asta s-a întâmplat. În mod normal ar trebui ministerul să ne ajute, dar nu s-a mai întâmplat acest lucru. A ieșit la pensie cine se ocupa de obicei și n-a mai venit. Deci dacă este un om la pensie din minister, gata, să termină totul. Am înțeles. Da, și cum v-ați descurcat? Și a vorbit colega din București, a vorbit cu facultatea din București să ne ajute și ne-am pregătit noi acolo o săptămână și un pic. Deși nu ar trebui noi să vorbim, trebuia să ne fie asigurată pregătirea. Pentru că oricum nu o făceau pentru a fi plătiți, o făceau benevol oricum și anii trecuți. Deci, adică probabil aceasta este scuza pe care o fi folosit-o ministerul, nu a mai vrut să plătească. Deși oricum făceau și benevol. Așa au făcut anul ăsta, așa au făcut și anul trecut, anii trecuți. Și apoi am mai vorbit să ne ajute și cei de la Cluj. Deci am făcut pregătire la București și la Cluj. Au fost foarte, foarte buni oamenii aceștia că ne-au ajutat. Deci sunt recunoscător, pentru că fără pregătirea aceea mergeam arzui cu furculița. La biochimie, de exemplu, ne-au explicat ce e un spectrofotometru și cum se folosește. Dar dacă n-aș mai fi lucrat vreodată în viață cu el, mă uitam la el ca la mașini străine. Exact ca la mașini străine. Și am făcut și la București și la Cluj. Pentru că așa ceva doar la o facultate se poate face. Un liceu nu are dotările necesare. Sunt deja lucruri de facultate tot ce am făcut. E bine, în condițiile acestea, în contextul acesta, uite că Andrei, buzeanul de la HD-ul, a reușit. Bă, a reușit. Ai suplinit ambiția, ai suplinit cunoștințele tale, ai suplinit golul ăsta lăsat de minister, nu neapărat de dragul de a ataca, de a spune lucrurile pe nume, pentru că dacă noi nu spunem, voi nu spuneți, sau profesorii, nu are cine. Și totul este parfum. Vine ministrul educației, nu știu dacă ai văzut, cu postări. Încă nu știu câți olimpici. Bă, pe bună dreptate. Pe bună dreptate. Au luat aur, au luat argint, au luat bronz, au venit de acolo. Despre voi n-a scris nimic, domnul ministru. Despre noi nu, pentru că au scris matematicieni. Voi ați fost printre puțini tineri, adolescenți, elevi din România, care au reprezentat și, uite, imagini concludente, care au purtat steagul României la o competiție internațională. Să vă spun cum stă situația. La matematică, la fizică, la chimie, sunt foarte mulți de la licee private, care, oricum, își fac deja publicitate și fac și presiunea minister că... Să scrie, noi toți patru n-am fost la licee private, niciunul dintre noi. Mai ales la un anume liceu privat, presupun că nimeni de acolo nu o să se uite, dar dacă o să se uite, o să se simtă. Dragul meu, Andrei, știi că ți-am trimis aseară un link cu acea postare la adresa ministrului educației pe care eu am făcut-o pe pagina de jurnalist. Culmea, la o jumătate de oră, că eu m-am uitat toată ziua. Am fost cu ochii și pe site-ul ministerului și pe pagina de Facebook a ministrului, care numai despre voi nu vorbea. Despre alți olimpici, da. Despre voi, nu.
voi n-ați reprezentat România, n-ați venit cu medalia de bronz. Bun. La o jumătate de oră după postarea care s-a rostogolit și a fost distribuită și care a avut destul de mare impact, și așa și trebuia să fie, a apărut pe site-ul Ministerului un comunicat. Vezi că rezultate, medalii de bronz la, pentru România, numele vostru frumos acolo. Deci îți dai seama, adică pe comunicate au fost și legate de ceilalți. Bă, dar nu știu ce a fost. Ori orgoliu ministrului, bă, tot nu va posta. Dar nu mă... Nu abandonez. Pentru că tu ce ai spus astăzi și ce a completat doamna director este un subiect de dezbatere la nivel național. Modul în care, sau viziunea pentru voi olimpici, de a vă pregăti și de a nu vă pregăti pe ultima 100 de metri, de a investi în voi bani, resurse, pentru a vă duce în continuare acolo sus și pentru a aduce pentru România, iată, medaliile astea frumoase. Acum, repet, știu că nu te încălzește cu nimic o postare a ministrului. E un pas în direcția cea bună, totuși. Nu te-ar fi... Bine, poate că era ceva, wow, venea cineva un reprezentant al ministerului să vă aștepte la aeroport. Ok, bun. Nu contează foarte mult asta. Dar uite, v-au lăsat de izbeliște. V-au lăsat singuri cei de la minister, deși trebuia să vă asigure toate condițiile pentru a vă pregăti pentru această competiție. Cu atât mai mult meriți să fii lăudat și apreciat. Cu atât mai mult, cu cât, iată, în condițiile astea ai reușit. Ce faci în vacanță? Mă relaxez în prima parte a vacanței, nici nu știu cât mai este din vacanță, să fiu sincer. Gata, s-a terminat. Deci ești la vârful icebergului de la sfârșitul acestui an școlar, te pregătește clasa 11-a. Da? Să fiu sincer, nici nu știu în ce dată sunt. Stai așa, cred că suntem în 19. 19, ok. Deci, august? Iulie. Bun, mai tine. Nu, că nici nu mai știam, am zis, nici nu mai știu niciodată sunt, am pierdut. Te cred, prin ce ai trecut? Mai ales după 4 zile fără telefon, fără calendar, fără... Chiar așa, cum e? Bine, acolo au fost 4 zile pentru că așa era regula. Domnule, 5 zile au fost voie, până la urmă. Nu aveai voie să iei legătura, mă rog, cu măsuri de astea preventive, antifraud. Da, exact. Așa. Bun. Dar cum a fost așa fără telefon? N-a fost așa de greu. Nu? Nu. Inițial mi s-a părut ciudat să nu le spun alor mei, acum plecăm de la hotel, acum am ajuns la mănăstire, acum plecăm de la mănăstire, ne-am întors. Mi s-a părut ciudat în primele vreo două zile, după aia m-am obișnuit. Da, griji mari și pentru părinți, când așteptau un mesaj, gata, am venit, am sosit la hotel. Bun, Andrei, astăzi ai avut parte de o festivitate de premiere organizată de conducerea colegiului HD, acolo unde tu ești elev. Festivitatea la care a fost prezent și profesorul tău îndrumător, cu multe surprize, da? De la tort, piculețul cu bani, e simbolic și așa cum spunea doamna director, alții ar trebui să vină cu o încurajare și o recompensă mai mare. Și, evident, în fața ta, iată, câțiva colegi de clasă, pentru că, evident, e vacanță și nu au putut fi prezenți cu toții. O surpriză asta acolo, nu știai. Nu știam. Azi am aflat când am fost cu mă la ei după, că am fost eliminat din grupul de biologie al clasei. Pentru că acolo discutaseră. Eu nu remarcasem. Apărut pe WhatsApp, eliminat. Da, nu remarcasem. Ai fost eliminat din grup. Deci eu nu observasem acest lucru. Ca să pregătească surpriza pentru tine. Te-au adăugat înapoi? Încă nu. Nu? Încă nu. Adăugați-l pe Andrei, vă rog frumos, înapoi. Sau, n-am mai verificat de câteva ore, dar nu știu. Bun. Tortul, așa, cu poze cu tine, pliculețele, iar și surpriza asta a profesorului tău, Cătălin Mihălcescu, cel care, tot așa simbolic, a venit cu un atlas de anatomie. Da. Atlas... M-a impresionat foarte mult, foarte mult gestul. Spune tu mai bine. Practic cel mai bun atlas de anatomie umană, a fost un gest impresionant, mai ales pentru că a spus că l-a folosit să predea. Și a pregătit multe generații. A pregătit multe generații cu ajutorul lui. Acesta este atlasul. Da. Da. Frumos. Gestul acesta m-a impresionat foarte mult și mulțumesc extrem de mult domnului Mihălcescu. M-a ajutat foarte mult în toată perioada. Da. Și mulțumiri le-ai făcut și astăzi. Poți să continui seria de mulțumiri. Eu profesor, da? I-am mulțumit deja domnului Mihălcescu.
Profesorul de la celelalte materii, de la fizică, doamna Enescu, la chimie, doamna Gaitanovici, m-a ajutat și doamna Dariu la geografie pentru Olimpiada Științele Pământului. Toți mi-au fost alături tot timpul, mi-au urat succes de fiecare dată când am avut o probă, o olimpiadă. Doamne director, pentru că fără ele, de exemplu, acest lucru nu ar fi putut fi posibil. Le-am simțit susținerea întotdeauna, am comunicat, le-am ținut la curent. Doamna inspector, de asemenea, doamna Adinu. Da. Da, bun. Și uite, apropo, Andrei, că... Colegilor. Colegilor, evident, și ieri dimineață nerăbdătoare era doamna director să organizeze această mini-festivitate pentru tine și abia aștepta să revii. Voia să facă chiar ieri când ai venit, dar a zis, doamne, hai să vedem, poate sunteți și voi obosiți după drum cu părinții. Bun, un învingător, așa a intrat în amfiteatru, pentru că așa ești. Ai învins multe bariere. Nu știu dacă, eu nu cred că te-ai depășit încă pe tine însuți. Nu e așa? Până acum am depășit tot ce am făcut în anii precedenți. Exact, dar nu știu dacă te-ai depășit pe tine, adică eu cred că ai capacitate. Întotdeauna și este loc de mai mult. De mai mult. Până la Nobel întotdeauna e loc de mai mult. Ți-a spus astăzi profesorul drumător o promisiune, că la anul mai sus un pic. Da, ai încercat. Până anul acesta, cel mai bun an al meu fusese clasa 7-a, când am luat premiul 1 la biologie și mențiune la fizică și chimie. Anul acesta am luat și mențiune la științele pământului și m-am calificat în modul lărgit la științele pământului și bronza internațională la biologie, cu toate probele anterioare pe care le implică. Tu acum realizezi că ești cel mai, vorbim așa, mai, ca la o șuietă, cel mai tare elev buzoian al anului școlar 2021-2022? Când vine vorba de științe exacte, în special biologie, da. Păi, și ca performanță la nivel internațional. Da. Nu zic ca la biologie, de exemplu, sigur nu sunt cel mai bun la română sau la geografie. Sau, da, bine. Dar da, la biologie, da. Dar ca performanță, tu ești în vârful piramidei. A, ca performanță, da. Ca rezultate, da, să zicem, da. Ești modest. Să știi că nu avem probleme, recunosc. Toată lumea a venit cu surprize pentru tine, colegii tăi au venit cu surprize, doamna director cu surprize, domnul profesor al tău îndrumător cu surprize și a fost o chestie spontană. Eu m-am adus aminte că în pandemie, pe pagina mea de Facebook, de jurnalist, am postat că era nebunia cu toată lumea, ieșea din casă când trebuia, așa, și voi aveați în 2020, aveți festivitatea aici lângă noi, la școala numărul 11, un peisaj trist, pentru că era curtea școlii goală, în ghilimele goală, dar erați numai voi, cei 5 șefi de promoție, câțiva părinți. Părinții și diriginții. Da, diriginții, pe rog, câțiva profesori și eram și noi ăștia din presă care eram cu ochii și cu aparatele la îndemână și cu microfoanele peste voi, în ghilimele. Și chiar în cadrul festivității care s-a transformat și într-o mini-conferință de presă, ceea ce m-a bucurat, mi-am adus aminte de filmarea asta. Și de aceea ți-am înmânat acel video. Mi-a plăcut încă o dată că l-am văzut pe Andrei David Vlad, cel care aduce, apropo de ce spunea și de doamna director, multă sensibilitate. Te-am văzut foarte emoționat. Hai să revedem momentul acela. 2020, Andrei Vlad, alături de alți 4 colegi absolvenți ai școlii numărul 11, șef de promoție, bineînțeles cu media 10 pe linie. Yeah.
mulțumesc încă o dată pentru prezență, felicitări și multă, multă baftă! Cel puțin tu ai avut multă, multă baftă și pe lângă ambiție și pe lângă tot ce ți-ai propus, ai avut foarte multe reușite în cei 2 ani scurși de la momentul ăsta. Spuneai de episodul ăsta că ți se pare foarte îndepărtat. Da, îndepărtat, da? Dar și foarte apropiat. Pentru că am zis, v-am și zic, încă mai am tendința de a zice de a scrie 2020 când scriu data. Nu știu ce înseamnă cu 2021 și 2022. Dar tot pare așa de îndepărtat, acum că lucrurile au revenit la mai aproape de cum era înainte. Atunci situația era extremă, fără măști, doar în condiții de genul, 2 metri între persoane. Da, pare așa foarte sinistru acum. Da. Oricum și sentimentul nostru, eu mi-aduc aminte foarte bine de momentul ăsta, pentru că era prima festivitate de absolvit la care participam în condițiile astea. Da. Ce știi de ceilalți 4? Ce mai știi de ei? Păi, sunt coleg de clasă cu 2 dintre ei. Da. Cu Andrei Neagu, cel fix de lângă mine. A fost și astăzi la festivitate. Da. Și cu Alisa Cotenescu, a patra după mine ar veni. Da. Și ceilalți 2? Ceilalți 2 chiar nu... Tot la HDO, da? Tot la HDO, da. Cred că sunt la Mate Info Intensiv amândoi. Știu sigur de cel în mijloc... Mi se pare că este de la Biling. Am fost protagoniști în acest film. Andrei, spuneai tot astăzi la festivitatea de primire de la HDO că nu regreți în niciun caz alegerea făcută în urmă cu 2 ani. Da. Cea de a alege colegiul HDO. Adevărat. Mă invitaseră de la un liceu privat, cel de care ziceam mai devreme, din București, un liceu special pentru olimpici. Dar i-am refuzat, pentru că am zis, nu doream să fac doar asta, vreau mai general, mai în multe domenii. Și ai reușit. Și am reușit, da. Bravo, felicitări pentru decizie. Mulțumesc. Eu vreau acum neapărat să dai din culise, dacă poți să ne spui, a fost o decizie proprie? Da. Te-ai consultat cu părinții? Eu inițial am spus, HDO, atât. Asta apropo de relație, pentru că poate putem să discutăm foarte puțin fără a fi o latură critică și în niciun caz la modul general. Apropo de relația părinți-elevi și de ce unii elevi astăzi par că nu sunt interesați de carte. Am zis unii elevi, da? Nu generalizez. Și sunt curios, în cazul tău, evident că te-au sprijinit cu tot ce ai dorit tu, da? Dar înțeleg că ți-au dat acea independență a deciziei, da? Atunci când există decizii cheie, da? E foarte important. Adevărat. Deciziile importante... trebuie stat și analizat din toate punctele de vedere. Dacă mi-aș fi dat ei răspunsul din start, nu prea ar fi ieșit mare lucru, ca să spun așa. Ce-i drept, mă consult cu ei destul de des când e cazul de o astfel de decizie. Dar până la urmă, ultimul cuvânt dacă ține strict de mine. Cum a fost decizia aceasta, să rămân în Buzău. Da, și să te duci la HDO. Na, fără... trece timpul foarte repede și emisiunea se apropie de final, Andrei. Mă bucur enorm că ne-am revăzut și în condițiile astea. Și sincer spun, te-aș fi invitat chiar dacă n-ai fi realizat, dacă n-ai fi adus niciun rezultat. Pentru că tu ai reprezentat România, ești buzoian al nostru. Și aș avea și lucruri de povestit. Poftim? Și aș avea și lucruri de povestit, pentru că chiar dacă nu luam nimic, tot experiență dar foarte repede, frumoasă. Dar și simplu participarea, din nou, vezi pielea de găină? Bine, trebuie să-mi schimb ochelarii. Ideea este în felul următor că fără a părea așa, domne, că la sport important să participi, băi, în cazul ăsta, deci tu ai reprezentat alături de ceilalți 3, voi ați reprezentat România la o competiție internațională la care au participat peste 60 de țări, adică despre asta vorbim. Și din ce am înțeles, România în primele 20 per total, dacă adunăm exact, puntajele. Da, pentru că există un clasament, niște cuantificări, mă rog, niște chestii, așa, peste 2 ani, probabil. Ar trebui să se afișeze în ziua cu festivitatea. Am tot dat acolo la capitolul rezultate, încă nu le-au afișat. Asta facem și eu când aveam Wi-Fi. Nu le-au afișat, da, nu le-au afișat, ce să zicem. Asta e, uite că și alții organizează cu câteva hibe. Important este faptul că de acolo ai adus
o medalie și vorbeam înainte de emisiune, grea, la propriu și la figurat. Cea de bronz. Adevărat. Grea pentru că... Atârnă greu. Atârnă greu pentru că e foarte dens bronzul. Dar și pe umerii tăi la figurat atârnă. Ah, câte metafore. Da. Vai, câte metafore. Da. Dar a fost și foarte greu de obținut, da, dificil. Adevărat, într-adevăr, confirm. Andrei îmi spunea în emisiunea precedentă că vezi acum natura și dintr-o altă perspectivă. Vezi o frunză, vezi, te uiți așa. Eu îți doresc din tot sufletul să regăsești în tot ceea ce vezi și tot ceea ce faci, să te regăsești. Pentru că dacă te regăsești și te simți bine, vei reuși în continuare. Îți mulțumesc. Și eu mulțumesc. În numele tuturor buzăienilor chiar. Am această onoare să te am alături. Pentru a nu știu câte oară în studio. Și îmi place obișnuința asta. Vreau să fie din ce în ce mai și cu tine și cu alți copii. Și nu numai cei care aduc performanțe, cu toții sunt invitați la noi pentru a avea o lecție de viață. Și tu reprezinți o lecție de viață, Andrei. Pentru asta încă o dată îți mulțumesc. Și eu mulțumesc pentru tot. Mult succes în continuare, o vacanță ușoară. Ce a zis domnul profesor? Pe 5 septembrie, gata, începem din nou. Ce ciudat sună 5 septembrie, numai e cu 15 septembrie. Da, asta e altă discuție. S-a schimbat lucrurile. Mai devreme, da. Eu da? Până azi nu știam că începem pe 5 septembrie. Da, nu, că s-au schimbat multe. Se vor schimba multe se vor schimba. Problema e că se schimbă forma, dar nu și fondul problemei. Mult succes în tot ceea ce faci. Mulțumesc. Îți mulțumesc din suflet din nou. Toate cele bune. Mulțumesc. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. O seară excelentă. La revedere.